Sunt vești bune pentru români de la experții meteorologi. Aceștia au anunțat că valurile de căldură vin peste România. Așadar, care va fi maxima din termometre în zilele următoare, potrivit specialiștilor în meteorologie. În plus, au făcut primele predicții meteo pentru Paște 2023. Săptămâna aceasta debutează cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius, potrivit experților în meteorologie ai Administrației Naționale de Meteorologie. Veștile sunt cu atât mai bune cu cât în zilele următoare vor fi tot mai puține ploi și tot mai mult soare. Veștile sunt bune și în ceea ce privește nopțile, care nu vor mai fi așa de friguroase după cum anunță meteorologii. Veștile bune nu vor ține decât această săptămână, întrucât de săptămâna viitoare urmează o nouă schimbare a vremii. Vremea se va schimba chiar în weekendul următor. De asemenea, după weekend își vor face apariția precipitațiile. Predicțiile meteorologilor merg mai departe și se întind pe următoarele patru săptămâni, astfel că se poate deduce și cum va fi vremea de Paște. Astfel, conform reprezentantului ANM, de Paște vom avea o vreme care se va încadra în perioada calendaristică, relatează Playtech.ro.